În următoarele săptămâni va fi modificată legea pentru ca, începând cu anul 2020, indexarea pensiilor să fie de 2 ori pe an. Inițiativa la care au insistat colegii din Parlament parcursul ultimilor 4-5 ani. Am auzit. Dar ce va fi? De fapt, nu se știe. La cine să mări, la cine să mări, cu cât să mări. Asta e așa. Astea sunt numai vorbe. Pensia o să fie mărită de 2 ori pe an, nu odată. De 3 ori să fie. 1 octombrie, я думаю, что правительство разобещало, сделает. Тем более правительство поменялось, оно не захочет портить лицо своей работы. Индексация пенсии на 1 октября are sarcina să micșoreze decalajul între pensiile mari și mici. Avem persoane care primesc pensii de 5, 6, 7, 8 și mai mult. Și eu cred că noi trebuie să indexăm în primul rând sau cu mai multe procente, cu un ritm mai rapid, pensiile mici. Aici la țară au fost puși pe diferite trepte. Așa de dimineață când suminau, erau pe deal, seara când ai, dar ești pe rusat la birouri. Alt coeficient de soluat, nu-i chiar drept s-a făcut. Se mărească doar la cei care e sub 1700, ceilalți nu merită? Păi merită, dar știți cum ăștia încă sunt mai obosit săraci, sunt mai nevoiași. Tot și odată trebuie să controleze și stajul. Sunt care au lucrat 40 de ani, dar sunt care au stat acasă și am un fac, mă scuzați să spun în limba rusă, uravnilovcă. E că asta nu-mi place. La 1 aprilie să mărească la toți, dar în octombrie numai la ăștia care au lucrat n-a să aibă, dar care au cu fruntea legată, ar să le mărească. Cei care primesc 2000 de lei pensia, nu o să le mărească a doua oară. Credeți că or să le ajungă 2000? Și asta 2000. 2000 el pentru apartament plătește aproape 4000. El și soția, două și cu două, cu ce să trăiască. Măcar 3000. Eu spun că măcar 3000, fiindcă noi mai ales bătrâni tare mult pe medicamente. Medicamentele foarte scumpe. Eu cred că, doamna a spus la 3000, eu cred că 3000 n-ajunge. N-ajunge, ca să fie nevoit să nu lucrez, să fac curat. E că eu dimineața mă duc la lucru, cu primul transport mă duc. Numai băbuță îți duc la lucru. De 70 de ani, de ceva, peste 70. E că troleibusul e plin numai cu băbuțe. Trebuie să ating undeva, măcar vreo 4000, atunci mai poate făcut ceva. E că aici se doarme femeie în toată noaptea. În toată noaptea doarme aici. Și pensia are, nu mai pot să ne închipuim. Statul nu a avut, n-are și șasea niciodată. Dar, mă rog, sursă dacă vor să găsească. Trebuie să găsească. Trebuie să găsească copiii mei, lucrez la stat, presupun. Și eu o viață întreagă am plătit tot în fondul social, tot am plătit în fondul pensionar și copiii mei tot așa lucrează și dau în fondul social. Mai puțin se dă la deputați bani, salarii așa mari și o să aibă pentru pensionari. De ce a apărut propunerea de a scoate progresivitatea pentru 2021? Pentru că noi suntem un guvern responsabil, avem colaborare cu Fondul Monetar Internațional, proiectul inițial l-a remis lor, ei au solicitat că până ce nu vedem prognoza macroeconomică 21-22, să ne abținem să nu fie scris în lege acest lucru. Dar noi îl avem pe agenda. Vine misiunea Fondului Monetar acum pe 22 ianuarie, o să discutăm inclusiv și aceasta.